Domnul Petrescu, un pas important spre play-off-ul conferenței. Da, a fost doar primul meci. Sunt conștient că o să avem un meci foarte greu săptămâna viitoare. Ați văzut și repriza a doua. Am suferit foarte mult. E o echipă foarte bună. În echipa de start avea 8 jucători care au jucat pe la echipe naționale. Și pe bancă mai aveau vreo 4 la fel, deci aveau experiență la nivel. Chiar dacă unii erau copii, au jucat la nivel internațional la Under 21. Și prima repriză a fost foarte bună. Trebuia să fie 3-4-0. Am ratat niște ocazii incredibile. La nivelul ăsta, sincer, n-ai voie să ratezi ocaziile astea, mai ales în Europa. După care, în repriza a doua am suferit. Ei n-au avut așa ocazii mari, clare. Cum am avut noi și pe contraatac am mai avut 2-3 ocazii. Per total, 1-0, cred că e puțin la ce s-a jucat astăzi, la ce ocazie am avut, puteam să câștigăm mai mult. Și acum ne-am făcut meciul greu, al doilea mult mai greu, ținând de faptul că, cum știți, eu mereu țin echipa care a jucat astăzi, vreau să o țin și pentru meciul joi, pentru că acum cel mai important e Europa, chiar dacă în campionat nu suntem așa bine, avem nevoie duminică de o victorie, dar va fi foarte greu iar, pentru că jucătorii care joacă nu prea sunt aici, sunt acasă, se antrenează. Mâine îi luăm, îi antrenăm o zi și după aia să jucăm. Cred că asta a fost și motivele că am pierdut ultimele două meciuri acasă. Dar sunt fericit pentru rezultat și pentru atitudinea băieților. CFR a început în forță, dar a încheiat în propria jumătate. Da, nu era stilul meu. Eu n-am zis să ne apărăm. Așa am putut pe final. L-am băgat pe fiica, pe Michael, pe final și pe Postolache să facem pressing. Le-am zis să stăm sus, să nu mai ne retragem. Și a fost greu. Echipa era obosită, căldură, ei, jucători buni, au pasat între linii și am suferit foarte mult. Când am oprit pressing-ul, gândiți-vă și la vârsta unor jucători la noi, peste 35 de ani, vreo 3 jucători, nu e ușor să mențină un anumit nivel. Și mi-a fost greu să schimb, pentru că mereu când am schimbat ceva nu prea a fost bine, dar per total aveți dreptate, prima repriză foarte bună, a doua am suferit. Au fost destul de multe durități. Are de suferit CFR Cluj în urma acestui joc? Sper să nu avem prea multe accidentări. Din păcate, s-ar putea Corenița să nu fie și Corenița mi s-a părut un jucător extraordinar azi, mai ales pe faza defensivă, ne-a ajutat foarte mult și cred că a alergat iar foarte mult pe la fiecare meci și sper să nu-l fi pierdut pentru meciul retur. Sper să-l am la meciul retur. Vi s-au mai temperat temerile în ceea ce privește calificarea? Nu, la fel nu. Sunt îngrijorat, și dar trebuie acum să mă focusez din momentul ăsta pe campionat. Suferim la fundașii centrali, avem doar cei doi care au jucat plus Grahovaț, care abia a venit. Ilie e accidentat, vedem dacă putem și aici mi-e frică, pentru că pe lot avem doar jucători ăștia, fundașii centrali, alții jucători nu avem pe listă și vedem ce va fi la meciul de la cu Slobozia. Trebuie să ținem jucători și pentru joi. Sper acolo să nu pățim nimic.